Așa. Bună seara și bine ați venit contra proful cu probleme de matematică la geometrie. Da, n-ați mai ați reluat-o la clasă? Și, da, nu, dar mâine. Da. Mâine? Și dorești să nu mai insistăm pe ea? Nu, adică să o facem, dar... O facem repede, da? Așa, așa. Deci, fiindcă problema a rămas neterminată, aseară ne-am învârtit în jurul problemei acestea și eram și obosit așa, și se întâmplă ca să intrăm într-unui mort, am avut ideea foarte clară. Deci, era vorba de un triunghi echilateral, vă amintiți, nu? Da. Un triunghi echilateral. Așa. Parcă cu asus. Da, B în stâng, în partea de așa. C. Și un punct M mai aproape de C. Un punct M mai aproape de C. Hai să-l iau eu un pic mai așa ca să se vadă triunghiul ăla, că e prea micuț, să vede prea rău acum. Și iată, unim pe A cu M. Da? Și atunci totdeauna AM este cât BM plus CM. Deci totdeauna AM, asta e teorema. AM este cât BM plus MC. Și Cristian spunea acum că el a luat așa MC cât MM1. Deci, noi am luat compas. Cu un compas, am luat pe BM cât AM1, nu? Amintiți. Da. Dar același lucru, zice, este dacă iei pe CM cât M. CM cât MM1. Este aceeași poziție. Da. Da? Și acum triunghiul ăsta, dacă asta e cât asta, triunghiul ăsta ce fel de triunghi este, în mod sigur? Echilateral. Ce motiv am să am? Că unghiul ăsta era de 60 de grade, da. M-am. Deci unghiul ăsta e de 60 de grade. Fiindcă noi am luat-o pe M, M1 cât M, C. Da. E isoscel și acum aici... Da? Și atunci asta de aici e cât asta de aici, cât asta, toate laturile sunt egale. Bun. Și acum eu aș dori să arăt că AM este cât BM. AM cât BM. Ori ca AM să fie cât BM, AM, AM1, pardon, da. AM1 să fie cât BM, ar trebui să găsesc două triunghiuri. Două triunghiuri. În care să intre AM1 și BM. AM1 și AM1C. AM1C și BM1. Și nu, da, da. Și BM1. BM1, mă. Ce știi despre cele două triunghiuri, dacă le luăm în discuție? Au latura asta cât asta. Latura asta e a triunghiului B, M1. Hai să scriu mai sus M1. B, M1, M. Da? Și iată, pe M1, M este cât M, că au câte o latură. Unghiul B, M, A e cât unghiul A, C, B, M. Poate nu ăsta e triunghiul. Nu, nu, nu ăsta e triunghiul. Da. BCM. BCM. BCM trebuie să fie. Da. Cine? BCM. Da. Hai să lașulez. BCM. Da. Cu A, M1, AM1, C. BCM cu AM1, C. Am acum C, B, M cu M, A, C. Deci au pe cine? C, B, M, cu M, A, C. M, C, cu M, 1, C. Da. Da. C, B, M, cu M, A, C. C, B, M, B, M, 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 A, C. Sigur că da. Se uită la aceeași latură. Da? Da. Sunt unghiul cu vârful pe cerc și se uită spre aceeași arc, spre aceeași arc. Și mai au și pe B, C, cu A, C.
bă, că, cu a, că, pe alatul, al triunghiului echilateral dat inițial. Te-ai luat problemă. Da. Și atunci, asta de aici, asta de aici, va fi cât asta de aici. Te-ai luat o problemă. Deci, cum am luat-o noi, era mai greu. E mai greu un pic, da? Dar cred că trebuia să ne ducem A, adică am M1. M1, cum am zis. Tot în triunghiul ăsta făceam treaba, dar nu l-am prins. Uite, 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 că ne-a dus cu paralela aceea, ne-a dus să am ieșit din problemă. Dar uite, Miruna, cum am luat am M1 egal cu cui mă. Da, Cristi. Stai, 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 păi am, Cristi, am latură, latură, așa, unghi, unghi, latura asta cu latura asta și unghiul ăsta de aici, Cristi, trebuie să arăt că e cât ăsta de aici ca să fie, da? Deci latură, latură, unghi, latură, da? Bine, imediat acum. Da, da, da. Nu, 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 nu. Spune că trebuie să arătăm că unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici. Ca să fie latură, unghi, latură. Da? Conform cazul de congruență. Da, zici, el spune așa. Tot unghiul ăsta mare așa, câte grade are? 60. 60 de grade, da? Tot unghiul ăla mare are 60 de grade. De unde știm care stă 60? Pentru că se uită spre... Nu, nu, știam din triunghiul care am demonstrat, că e triunghi echilateral. Așa, da. Dar triunghiul celălalt, dar unghiul ăsta așa, dar unghiul ăsta așa, cât are? Care? Tot 60, că se uită spre arcul. Și atunci, fiind asta comun, bucata asta comună, rămân că astea două să fie prin diferență. Da? 60. 60 plus ăsta, 60 plus ăsta. Da. Cum ăsta e și într-o parte și alta, înseamnă că unghiul ăsta e cât ăsta. Suntem în cazul de congruență, latură, unghi, latură. Deci dă cineva să nu treci ușor să par toate. Sigur că da, dar în momentul în care analizăm o problemă, trebuie să fim foarte atenți, să surprindem toate cazurile. Eu mă întorc înapoi în problema, în varianta care o luasem noi. Noi cum am luat? A, M, 1, să fie cât B, M. Totuși, mai explicați de ce ACB e de 60? A, da, ACB știam că e de 60. Da? Deci, Miruna, și aseară cum am făcut noi, numai că ne-am dus pe chestia asta cu... Noi vreau unghiul ăsta, nu am văzut că e parte comună și într-o parte și în alta. Asta m-am nălipsit. Că, în mod normal, fiindcă am luat am 1 cât BM, triunghiul AM1C este cât BMC. Ce au cele două triunghiuri? Păi cele două triunghiuri au pe BM cât AM1, dar am luat noi. Da. Da? Ce mai au cele două triunghiuri? Au pe BC cât AC. Și deodată unghiul ăsta de aici cât ăsta de aici. De ce? Pentru că se uită pe latura asta. Da? Da? Deci, și îl zici mai repede. A, păi noi am zis așa ieri. Dar ne-am zis, eram obosit și nu vedeam, n-aveam claritate în gândire. Încă o dată, Miruna, deci, în clipa în care ne oprim, am luat pe AM1 cât BM, așa am luat noi în construcții, trebuia să spune, triunghiul AM1C, este cât B, C, M. Pentru că cele două triunghiuri au pe B, M, cât am 1. Pe B, M, cât am 1. Da? B, C, cu A, C. B, C, B, C, cu A, C. Da. Și unghiul ăsta dintre ele M, C, cu C, B, M. Este practic de aceeași măsură că se uite spre CM. Și m-am arătat că și am arătat că triunghiurile acestea, deci, sunt congruente. Da. Și asta înseamnă că latura asta, M1C, este cât MC. Da.
Și triunghiul ăsta este echilateral. Și atunci mc este cât mă 1 m. Ce tare! Deci noi puteam să-l finalizăm, da, dar n-am fost destul de, de clar în gândire și n-am bâlbuit acolo. Și noi asta trebuia să arătăm? Păi așa trebuia să arătăm, că A, M toate, e cât B, M, plus M, C. Aha. A, M, da, da, da. Și cum este B, M, da, da, plus M, C. Deci, cum pe B, M am luat noi ca unul din construcție, da? Și ne ducem repede la triunghiul A, M, 1, C cu B, C, M. Cele două triunghiuri sunt congruente. Atunci latura M, 1, C este cât C, M. M, 1, C a triunghiului de sus, iar C, M a triunghiului de jos. Înseamnă că asta e cât asta. Și triunghiul ăsta isoscel cu unghi de 60 de grade devine echilateral. Da. Și atunci C, M este cât M, 1, M. Și da? Ce? Mă, cât mă, nu mă, e terminat de problemă. Vă puteți redacta acasă ca să nu mai redactăm acum, și că Miruna este foarte presată, are azi niște probleme. Miruna, sperăm să dăm drumul la treabă. Da, problema a mers și într-o variantă, cum a dat-o Cristi, și în varianta care ne-am dus noi, numai când am finalizat. Spuneam că suntem pe... Suntem pe aproape, numai că ne-am învârtit un pic acolo. Hai să vedem, Miruna, ce problemă ai tu? De la șirept, de cam unde am rămas, am găsit testul. Te rog. Punctul O este centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Deci O, adică se dă cercul, Miruna, cercul din centru O. Circumscris de R. Da. Punctul O este centrul cercului circumscris triunghiului ABC, adică intersecția medianelor, nu? Centrul cercului? Circumscris. Intersecția cui mai este centrul? Medianelor. Triunghiului, nu? Nu e triunghi. Da, da. E a medianelor. A medianelor? Sigur. A medianelor. Da, așa. Centrul cercului? Circumscris. Ce înseamnă că circumscris? Adică e scris. Circumscris. Ce înseamnă cerc circumscris? Triunghiul, cercul e într-unghi. Cercul e într-unghi. Impresionant. Păi nu eram clar. Hai, hotărăște-te. Ce înseamnă? Triunghiul în cerc. Hai să vedem. Ce înseamnă cerc înscris unui triunghi și circumscris unui triunghi? Cerc înscris, adică... Cerc, hai să notați-vă, cerc înscris, înscris în triunghi. Hai că e atât de clar. Cercul e înscris în interiorul triunghiului. Da? A, da. Cerc înscris în interiorul triunghiului. Da. Deci înscris înseamnă în interiorul triunghiului. În exterior. Cercul e în triunghi. Cercul e în triunghi. Cercul cuprinde triunghiul, da. A, treci prin vârfurile lui, mă, dă mă, pune treaba, mă, mă, opusița asta. Deci, cercul treci prin vârful. Deci, zice-mă, cerc, circumscris triunghiului. Hai, aici, aici, hai să facem un triunghi. Și că am zis, înscris, el este în interior și tangent laturilor, copii. Da? Da. Asta înseamnă că e scris. E tangent laturilor. Tangent laturilor. Înscris. În triunghi. Cerc înscris în triunghi. Și unde se găsește centrul cercului înscris? Centrul cercului în intersecția bisectoare. La intersecția bisectoare. Pentru că este un punct care e la egală distanță de laturile. În punctul de tangență am vorbit noi, raza, intermediară pe el, nu? Deci punctul ăsta centru e la egală distanță de latura asta și de latura asta. Și atunci și pe bisectoarea asta. Că pe bisectoare se află toate punctele la egală distanță, da? De laturile unui. La fel și pe partea asta. Deci la intersecția bisectoare, notați. Intersecția bisectoarelor.
Da? Intersecția bisectoarelor ne dă centrul cercului înscris. Și circumscris înseamnă că am de-a face, am un triunghiu și acum eu vreau să găsesc acel cerc care să treacă prin toate cele trei vârfuri. La mediatoarelor. Mediane. M-ai obosit cu mediane. Am zis mediatoare. Așa am zis. Ai median, frate. Păi s-a registrat. Da. Și să vezi filmul că s-a zis mediane. Nu sunt mediane, măi? Atunci. O să zic mediatoare, ceva de genul ăsta, combinații dintre mediatoare și... A, mă, nu mă mai am de căzit atâta. A zis numai mediane, las cu mediane de nu vinea să mă casă pe pereți. Băi, băi, atenție, dar, minunat. Eu caut un punct ca să fie la egală distanță de capetele așezate. Cine e? Cine este mulțimea tuturor punctelor la egală distanță de capetele segmentului? Mediatoarea segmentului. A, B. Cine este la egală distanță și de BC? Mediatoarea celuilalt segment. Deci la intersecția mediatoarelor. Da. Notăm. Intersecția mediatoarelor. Da, intersecția mediatoarelor. Bun. După ce am văzut povestea asta... Deci punctul O este centrul cercului circumscris triunghiului ABC, în care măsura lui A egală cu 50 de grade. Măsura lui? A. A. Deci în ipoteză avem cercul de centru O și rază iar circumscris triunghiului A, B, C. Da? Circumscris triunghiului A, B, C. Măsura unghiului A. Mai avem că măsura unghiului A. Egal cu 50 de grade. Egal cu 50 de grade. Măsura unghiului B egal cu 70 de grade. Da. Determinați măsurile unghiurilor. A, O, B. Măsura lui A, O, B. B, O, C. Egal cu cine? Măsura lui? BOC. BOC. Egal cu cine? Și COA. Și COA. Egal cu cine? Deci AOB egal cu cine, BOC egal cu cine, COA egal cu cine. Așa, da. Să facem cum? O figură. Facem un triunghi. Nu facem așa. Facem un cerc și pe unul scrie triunghiul, că e mult mai ușor. Da. Noi e mult mai simplu. Da. Doar trecem prin vârfuri. Deci desenăm un cerc. Facem un triunghiuleț. Așa. Deci o să facem... Desenăm un triunghi. Da, am dat drumul, doctor. E da, da, bine. Scriem un triunghi în care A o să fie de câte grade, zice, de 50, B-ul mai mare. Pic. Au. Deci A-ul cam de 50 de grade, cam cât ar însemna. Ei, face și noi așa, să zicem 50 de grade. Da. Dacă voi măsurați cu raportorul, e și mai bine. 50 de grade, da? A-ul. Iar B-ul... Deci dacă ați făcut asta așa... A 50 de grade, B-ul 80 de... 70 de grade. Deci cel mai mare e 70 de grade. Să facem un pic. 70. Ia uitați, așa facem. 70 de grade să fie B-ul, punem B aici. Iar A-ul să fie de 50 de grade, cred că așa. 50 de grade. A,
BC. Să zicem. Cere măsura la OB. O aici este, da? Da. A, O, B. Cât este unghiul ăsta? A, O, B, B, O, C. A, toate unghiurile astea. A, O, B. B, O, A, O și C, O, nu mi se pare. Voi spuneți. Tu ce spui? Sunt bisectoare? Ce te face să crezi? Ți-ar place ție așa? Da. Pentru că e cercul, cercul, e cercul scris acolo sau dacă intersecția medianelor, mediatorilor, ar fi centru de greutate. Pe mediane cu centru de greutate, dar mediatoarele n-ai nicio treabă. Dar ar trebui să perpendicularele pe laturile acestea, da? Perpendicular pe mijlocul, mediatoarea. Așa, dar de ce spui tu bisectoare, Daria? Miruna. Păi nu putea să spune bisectoare. Nu sunt bisectoare, nici cum. Deci A-ul e de 50, B-ul e de 70 și tot ăsta e de 70 de grade. Cum aflăm noi unghiurile acestea? 1, 2, 3. Păi mai întâi aflăm cât e măsura unghiului BCA, că știm cât păi e măsura lui BCA. BCA o putem afla noi de fete. Cât este? 60. 60, da? Da. BCA, 60 de grade. Ducem înălțimea din A pe BC. Din A pe BC. Dacă o duci, la ce se folosește? Păi o să am că unghiul RAG o să fie de 30 de grade. Și o să am că RG e 1 pe 2 din AC. Fără să arată. C-O-B este una cu B-O-A. Ma, da, profesor, dacă facem totuși, reducem înălțimea, o să aflăm câte grade are unghiul. Înălțimea de unde o ducem? Din A pe C. Și ducem înălțimea peste tot, așa? Nu, ducem tot în A și aflăm că B, A, O e de 20 și O, A, C e de 30. B, A, O, dar nu folosește. Trebuie B, O. Iruna, mie îmi trebuie unghiul ăsta, da? Da. A, B, O, A. Dacă l-aș ști pe B, pe O, B, A și pe B, A, O. Adică să notăm pe ăsta cu X. X unghiul ăsta. Cât este unghiul ăsta altul? Tot X. De ce tot X? Pentru că OA e egal cu OB. Sigur că da. Trânghi isoscel acolo. Razele. Trânghi isoscel. Deci ăsta e tot X. Și dacă notez pe ăsta cu Y, ăsta altul cât va fi? Tot Y. Tot Y. Și dacă notez pe ăsta cu Z, deci Y, și dacă notez pe ăsta cu Z, ăsta cât va fi? Tot Z. Z. Ce relații observați voi? Sau? Că X plus Y plus Z. Nu, mai întâi X plus Y. A, că X plus Y egal cu 70. Exact. Dar X plus Y egal cu 70. Apoi. Y e 70, după aia Y plus Z e 60. Y plus Z egal cu 60 de grade, apoi. Și Z plus X egal cu 50 de grade. Z plus X egal cu 50 de grade. Le adunăm? Ia să le adunăm. Dar e bine să le adunăm, ar fi interesant? Da. De ce? Sau să aflăm Z în funcție de... Nu, dar de ce? Să terminăm aici, mă, ideea.
De ce o abandonez foarte repede? Da, și de ce? Spui, îmi place să le adun pentru că X-ul e de două ori, Y-ul e de două ori, Z-ul e de două ori. Și se de două ori, așa, da. Păi da, du-ți ideea până la capăt, eu, na, ce se fac? Deci vine 2X plus 2Y plus 2Z este egal cu, deci 2X plus 2Y plus 2Z egal cu? Egal cu 180. 180. Scoatem pe 2 în factor și vine 2 pe lângă. X plus Y plus Z egal cu 180. Deci rezultă că X plus Y plus Z? X plus Y plus Z egal cu 90. Acum luăm pe primul cu al doilea. Nu, știm că X plus Y cât este? X plus 70. Punem 70. Și luăm pe... A, ce simplă, gata. Și vine 70 deci, plus 2 plus Z egal cu 90. Adică Z egal cu? Z egal cu 30. 30. Și gata, de acum știm tot. Totul este valorificat, da? Z-ul dacă e 30... Y-ul tot de 30. Y-ul este tot de 30. Și X-ul este de 20. X-ul este, păi, 30 și cu cât fac 70? Dar nu, suntem la Z plus X egal cu 50. Z plus X egal cu 50 înseamnă că Z-ul fiind de 30. Dar de ce ne dă nouă Z-ul? Deci, a spus că 70 l-a luat pe primul cu X plus Y egal cu 70. L-ați înlocuit, da. Și l-ați aflat pe Z. Z-ul cât atunci vine? 20? Păi 90, 20, da. Păi, hai de ce am greșit. Z-ul e 20. Y-ul este 40. 40, da. 40. Așa. Și X-ul? Și X-ul e... Cât e, deci... Z-ul, cât am zis că e 20, nu? Da. 50, 30. Deci X-ul este 30, da? Da. 30. Și am tot. Și bun, dacă l-am aflat pe X, Y și Z, cât va fi B... O, A. Măsura lui B, A, O, B, hai să, A, O, B. Măsura lui A, O, B egal cu măsura... Egal cu 180 de grade, da. Minus. 180 de grade, minus măsura unghiului A, B, O, B. Da, Sandra. Sigur, sunt la lecție, da. Dar, știi când vine exact, vine la pauză acum, la fix. La 9. Da, la 9 am pauza și vii la 9. Da, bine, te aștept. Nu mai vine la 11? Cred că vine. Deci, vedem. AOB este 180 minus măsura unghiului OBA. De 2 ori X-ul, mă. 2X, da. Minus de 2 ori X-ul, minus da? 2X. Minus 2. Adică 180 X-ul. Grade minus 2... 120, nu? X-ul cât a zis că este 30, da? Minus 2 ori 60. Și egal cu 120. Corect. Apoi. Măsura unghiului... BOC. BOC. BO, măsura unghiului BOC egal cu 180 de grade. Minus 2Y. Minus 2Y. Și egal cu? 180 de grade. 2Y, da. Și aș face cât? 180 de grade minus... Okay. 80, da. Egal cu 100. Da. Da. Și din coace? Și măsura lui COA. Da. Egal cu 180. Egal cu 180 minus 2Z. 2Z. Adică 180 minus 40. Da? Minus 40. Și face că... 140. 140. De ce n-am mers problema la voi? Păi n-am știut să notăm acolo cu X, Y... Miruna, îți dai seama... Aici chiar că nu aș fi făcut-o pe asta. Păi... Miruna, prin ducerea perpendiculară, încărcai problema... Prin ducerea perpendiculară, totuși, aveam 90-70 și 90-70 de 160, 160 minus 180, X-ul dădea... Dar X-ul era un alt unghi acolo.
Bă, da, asta de aici. Păi, X-ul așa din figura noastră? Da. Cum să fie așa? Păi, dar și asta prelungită, pică perpendiculară aici, în jur? Aici e Y. Y-ul cu 20. Păi, când ai dus perpendiculară, e altă poveste. Din orice vârf ai fi dus perpendiculară, era altceva. Era alt unghi. Eu știam B-ul. Nu, să zicem că eu știam C-ul. Știai pe ce, da? A, și dacă aș fi dus pe... Da, eu am fost... Ai încărcat problema, deci practic... De asta am zis și așa. Nu. Da. O, păi da, de ce nu am zis că respectăm măsurile, cât de cât. Da. Deci, practic, ieșai din curs, din discuții. Problema era cu totul altceva. Da. Deci toată ideea era asta. Să sesizați triunghiurile echilaterale, isoscele, pardon, triunghiurile isoscele, și să notați cu X, Y și Z bucățile acelea, și că suma lor fac nu știu cât, și era un sistem de 3 cu 3. Asta chiar că nu mi-aș fi dat seama. De ce, mă? De ce, mă, oare? De ce? Care ar fi fost motivul? Aveți, dar nu văd motive pentru care să fie gândit altfel. Ei, abia peste jumătate de oră, oră maxim, după ce mi-aș fi dat seama că e... Hai să vedem, altceva. Asta n-aș tu să fac desenul. Calculați lungimea tangentelor duse din punctul A la cercul de centru O și rază 12, știind că O are 20. Deci, un cerc, da? Nu. Hai că da. Am un cerc, Miruna, cu problema. Dar citești o problemă, Vlad. Da, te rog. Calculați lungimea tangentelor duse din punctul A. Dintr-un punct A. Din cercul de centru O și rază 12. Lungimea tangentelor duse dintr-un punct... Din punct A la cercul de centru O și rază 12. Raza este de 12, Miruna. Centru O și rază 12. Da. Știind că OA e 20. OA asta este 20. Da, calculați lungimea tangentelor duse din... Păi, hai să ducem tangentele. Una din tangente este asta. Iată punctul de tangență. Și cealaltă tangentă. Să am două de aceeași mărime. A, ne-a zis domn profesor că e teorema ciocului de cioară. Ei. Nu e nicio teoremă așa ciudată, ci noi știm că tangent, punctul de tangență, nu? Și aici este câte grade? Totdeauna 90 de grade. 90. Asta o știi că e 12, nu? Asta o știi că este 20. Și era vorba de T, A, găsit. Și de A egal cu A? Cu T, cu T1 aici. Sunt egale. Motivul triunghiului acestea sunt dreptunghice, congruente. Nu am dus de valori diferite. Da, una din ele. Nu aș fi gândit să duc așa pe OA, știi? Adică în afară sau... Păi dacă e de 20 OA... Dacă raza e de 12 OA, e clar că e în afară. Dacă ar fi fost mai mică decât 12, ar fi fost în interior. A. Și din interior nu se poate duce niciodată tangentă la cerc. Din exterior. Cercurile de centre O1 și O2 de raze 18 cm și 2 cm. Da. Deci două cercuri. Sunt tangente în A și au interioarele disjuncte. Ce să le disjunct? Dar n-ați întâlnit mulțimi disjuncte? Hai cu. Mulțimea mare. Mulțimea mare egal cu elementele. 2, 3, 5. Și B egal cu mulțimea formată 1 și 7, A intersectat cu B, face mulțime disjunctă. Da? Când intersecția mulțime lipsă, adică n-au nici element comun, înseamnă că mulțimile sunt disjuncte. N-au treabă una cu alta. N-au nimic comun. Faptul că cercurile sunt disjuncte... Înseamnă că n-au nimic raze egale. Nu că n-au raze egale. N-au punct. N-au nimic comun. Nici raze, nici... Nimic. Nu.
Reducerea unui, ce înseamnă cercul? Cercul înseamnă mulțimea tuturor punctelor din plan, mulțimea tuturor punctelor din plan, situate la egală distanță de un punct fix numit centru. Deci când zic cercul, de centru și rază el, e o mulțime de puncte, o mulțime de puncte, unul lângă altul, dar toate au calitatea de a fi la tot timpul aceeași distanță de un punct fix numit centru. Uh-huh. În problemă tu ai spus, cer, se dau două cercuri. Cercurile de centru O1 și O2. O1 și rază. De rază 18 și 2 cm. 18. Sunt tangentena. Așa. Am dus A. În, și tangentena. Da? Adică sunt tangente exterioare. Așa, sunt tangente exterioare pentru că n-au nimic comun. Sunt disjuncte. Mai puteam să fac un alt cerc, cum îl puteam miruna să-l fac? În interior puteam să-l fac. Da, tangente interioare. Tangente interioare. Și atunci autorul a spus că sunt tangente exterioare. Da? Asta O1 și asta O2. Dar n-am zis că sunt tangente exterioare. Am tras mai concluzia acum. A, deci bine. După multele discuții care le-am purtat, că sunt disjuncte cercurile, e limpede că la asta se referă. Da? Asta cât, cât are aici? Că dacă ar fi fost în interior așa, ar fi avut puncte interioare ale cercurilor și ăsta. A, da. Da? Și zicem aici, de câte asta, de 2 cm. Deci o 1 de 18, iar o 2 de 2 cm. Și de cercurile de centru 1 și 2 de rază 8 și 2 sunt tangente în A și au interioare disjunctă. Dreapta T1 T2 este tangentă în T1 la cercul de centru 1. Deci dreapta T1 T2, iată, tangenta comună acum o duc, da? Ducem tangenta comună celor două cercuri. În T1 și respectiv în T2. Dreapta T1, T2 este tangentă la T1, la cercul de centru O1 și în T2, la cercul de centru O2. Determinați lungimea segmentului T1, T2. Păi din O1 o ducem perpendiculară pe T1. Păi duce o singură linie. E continuă acolo. În punctul de tangență, nu e rupt aici. O 1, o 2, cu punctul de tangență sunt, deci, dreapte, continuă, o 1, o 2. Și punctul de tangență este aici. Da? Așa trebuie să vedeți. Punctul de tangență, a, e fix. Punctul A, acela, da? Da. Acum din O1 ducem perpendicular cu T1 și din O1... Unim pe O1 cu T1. Și pe O2 cu T2. Și pe O2 cu T2. O să obținem un trapez. Deci iată trapezul pe care îl avem în felul ăsta. Să facem corect notația de data asta. Iată, luăm așa, Adi. T2 aici vine. O2, nu? T2, O2. T1. Și T2, O2 și... O1, acolo. T1, O1, da? Da. T1, O1. T1, O1. Asta e de 2. T1, O1 e de 2 și... Nu, T1, O1 e de 12. E de cât, cât era? 18. T1, O1 e de 18, da? Da, de 18. 18. Și T2, O2 e de 2. E de 2. 2 și 18. Păi din O2 duce perpendiculară. Da. Da, și o să fie 18. Da, O1, O2, știm cât e? De mare? O1, O2, da, o știm, e 20. Așa, e 18 odată și încă 2. Da, da? 20. Sunt cele două raze. A, deci unim O1 pe 1. Deci asta e de 20. Unim pe? Unim pe O. Deci în perpendiculară din O2. Sigur că perpendiculară din O2. Și notăm cu... R. I, cu R. Cu R, da. Să avem că într-un O2 e O1,
putem să zicem că Pitagora, R O 1 și astfel de e că O 2 R. Cât este R O 1 ca mărime? R O 1 e 16. 18 scăzut 2, 16. Da, și să avem că O 2, O 1 la 2 egal. Deci T1, T2, T1, T2 este egal cu O 2 R. Da? Egal cu O 2 R. Deci te 1, te 2, egal cu O 2 R. Și egal cu radical din. Radical din. Din cine? Din ipotenuza la pătrat. Din 20 la pătrat. Minus 16 la pătrat. Așa vine? Adi. Te 1, te 2. Da, egal cu O 2 R. Egal cu O 2 R. Și egal cu radical din 20 la pătrat. Minus 16 la pătrat. A, ați făcut direct, da? Da, Pitagora direct, sigur, ca să nu mai pierd tipul. Și egal cu... 20 minus 60, nu, 20 la pătrat. Radical din 400. Minus 156. Și egal cu radical din 144. Pădăiere egal cu 12. Și egal cu 12. Deci 1 de 2 e tot 12. E 1 de 2 egal cu 12 și 14. De ce a fost aici? De ce n-ai avut, de ce ai avut dificultăți? Asta n-am făcut-o. N-ai făcut-o, nu? Nu te, n-ai citit-o? Am citit-o. Dar hai să vedem de unde au fost dificultăți, că mă interesează. Ca să putem elimina lucrurile și astea. La construcție. La construcție, adică n-ai înțeles ce înseamnă, mai citim o dată problema. Cercurile de centre O1 și O2 de raze 18 și 2 cm sunt tangente în A și au interioarele disjuncte. Asta e, au interioarele disjuncte. Adică interiorul acestuia și cu interiorul cercului mare. Tangente interior, asta vă spun, că nu sunt tangente interior, ci sunt tangente exterior, pentru că interiorul ăstuia și cu interiorul acestuia n-au nimic comun. Interiorul, adică ținut punctele din interiorul cercului ăsta. Da. Și cu interiorul celălalt. N-au nimic comun. Sunt disjuncte posibile. Și putea să spun autorul mai simplu... Adică diferite? Nu. Da, nu. Da, cam așa. Nu, așa. Nu, nu, nu. N-au puncte comune. N-au puncte. Autorul putea să spună că cercurile sunt tangente exterioare. Și în loc să spun tangente exteriore, ca să vadă dacă și înțelege mulțimi, disjuncte, nu știu ce... Și v-am dat exemplu. Două mulțimi sunt disjuncte, dar nu au niciun element comun. Intersecția lor e mulțimii vide. Și de asta a vrut să vadă autorul. Facem mai departe. Triunghiul dreptunghi ca ABC. Asta-i tema? Nu. A lucrat cu experimentata. Un test la geometrie. Deci ce spune? Triunghiul dreptunghi ABC, cu măsura lui A de 90 grade, este înscris într-un cerc. Deci triunghiul în ipoteză, triunghiul A de C, având măsura lui A de câte grade? De 90 grade. 90 grade. Este înscris în cerc, adică este el înscris în cerc. Triunghiul înscris. Da, facem un cerc și desenăm un triunghi. Cerc circumscris. Da, deci triunghiul este înscris în cer sau cercul este circumscris triunghiului? Da. Da. Având rata de 13 deci, cm. Înscris, da? Este înscris. Circumscris. Cercul e circumscris. Așa. Iar triunghiul este înscris. Da. Și am zis, triunghiul este înscris. Scris în cercul de centru O și rază? 13, dacă probleme, da? Știm că AC egal cu 10. AC egal cu 10. Calculați. Perimetrul și area triunghiului. Perimetrul triunghiului ABC. Distanțele de la centru... Area triunghiului ABC, nu? Da, distanțele de la centru cercului la laturile AB și AC. Da. Distanțele de la centrul cercului, la laturile AB și la distanța de la O la AB. Distanța de la O la AC. Distanța de la O la DC. Deci distanțele de la O
la pe rând, la turne triunghiului. Cu cine sunt ele egale? Cum gândim? Desenăm mai. Desenăm ce are. Și facem un triunghi în el. Într-un dreptunghi. Da, deci facem un triunghi dreptunghi. Cum se face un triunghi ăsta dreptunghi? Pe Cricherul. Cricherul. Dar ducem un diametru din luna. Și dacă vede jumătate din cerc, oriunde aș lua punctul A, aici, gata, e triunghiul dreptunghic. Deci, ipotenuza e chiar diametru. Ipotenuza e diametru? Da, ipotenuza e diametru într-un triunghi dreptunghic. Dacă făceam așa? Cum? Păi oriunde îl faci, și partea asta, și partea cealaltă, oriunde îi plimbi, dacă ai dus diametru, pe BC, BC ca diametru, apoi pe A îl fixezi tu unde vrei tu, oriunde, și în partea asta, și oriunde, în afară de BC. Da. Da? Da. Ce spunem? AC e 10. AC e de 10. Păi netușare. Și raza cât e? 12. 13. Raza e 13, adică tot BC-ul cât e? BC-ul e 26. 26. Îl aflăm pe AB. AB e Pitagora, nu? Da. Cât este AB deodată? AB e radical din 13 la pătrat. Radical din? Din cât? A, din 20. 26 la pătrat. Da. Minus 100. Și egal cu 26 ori 26, 576 de pietre. 25 ori 25. Da, 26 ori 26 de... 26 ori 26. Deci radical de 676 minus 124. AB egal cu 24. Radical din 576. Radical din 576. Care înseamnă 24. Area e 24 ori 10 pe 2. Așa este, nu? Prostul celor două catete. Area. Da. Deci area triunghiului. 120. AB, ce egal cu 10 ori 24 supra 2 și egal cu 5 ori 24 120 centimetri pătrați, cred că centimetri fost da. Centimetri pătrați. Perimetrul 34 plus 26, 60. Perimetrul triunghiului ABC egal cu? 24 plus 26, 60. 24 plus 26 plus 10. Nu. Am zis 34. Ei, da, trebuie să-i punem toate 3 ca să vadă că le-am adunat. Mai. 24 plus 26 plus 10. 10, da? Și egal cu 60. Egal cu? 24 plus 26 plus 60. Da. Egal cu 60. Da. Și distanțele de la centrul cercului, latura AB și AC. Da. Adică perpendiculară. O, perpendicular pe AB, nu? Exact. Și oare unde pică perpendiculară asta? La mijloc. Pică în mijloc. Neapărat. Pe A... De ce? E un fel de diametru. De ce? Așa. Da. Și la fel pe mijlocul celălalt. La fel pe AC. Și pe primarea pe AC, chiar aici. Pe BC. Da? Că toate trei sunt trei da. Da. Și dacă are 5, 13, 13 cu 5, 13 care distanța de la O la A, ce mai întâi? 13 la a doua egal cu O, distanța de la O la C. O notăm cu R. Cu X, să zicem, minuna, da? Asta, da? Da. Și atunci, cât va veni? O X la a doua va fi 13 la a doua minus 5 la a doua. X? Dar ce-i triunghi dreptunghi în acolo? Da. Da? Da, că am dus pe perpendiculară. A, că am dus pe perpendiculară, da. Da. Deci vine 13. Din toată asta, din X, din toată au O care e 13. Da. Deci X, deodată spunem X, egal cu radical din... 13 la pătrat, minus jumătate din AC. AC cât a spus că este? 5. A, cât 10? AC, da, și era 10. 5 la pătrat.
și egal cu 169. Minus 25, 144, deci o x a fi 12. 100, radical din 144 și face 12. X-ul. Cât este Y? Notăm pic de distanța aceea. Uite un pic, domn profesor Miruna, uite un pic. X mic și Y mic. Da. O perpendiculară pe o coardă o împarte în două de asta. Da, totdeauna. Perpendiculară o parte pe coardă în două și acum, cearcul său. Distanța de la OY va fi 12 cu 13. Tot așa, 13 la pătrat. Minus... Asta la 12, 12 la pătrat. Deci Y va fi egal cu radical de 13 la pătrat minus 13 la pătrat, 169 minus 144, adică radical e 25, și altă ce mai trebuie să afle? Și distanța de la O la BC, la toate laturile. Și care e distanța de la O la BC? Nu, hai să arăt distanța de la centru, cel la laturile AB și AC. Și la, eu vreau și la BC. Pentru BC, BC. Sigur. A, pentru BC e... Păi face... Radical din 26 la pătrat. Așa. Minus 13 la pătrat. De ce e de 26, cum ai văzut? 26 asta e toată, da? Da. Și minus 13. La pătrat, deci 13. Asta e raza, domn profesor, nu? Nu? Da. Da. Universul triunghiul ăla de triunghi. Exact, și eu vreau să-l văd. Da, triunghiul de triunghi. De la O la BC, că unde e triunghiul de triunghi? De la... Că O e pe BC. Asta. Da, e bun. Cât este? Deci, zero. Zero, mă, păi se poate. Dacă e un punct al dreptei. E un punct pe dreapta. O, deci, pe BC. Distanța de la O la BC egală cu zero, da? Adică O este a lui BC, triunghiul fiind dreptunghi. Asta e egal cu zero. Toate cealaltă le-am făcut. De ce nu am mers asta? Am făcut-o. Ai făcut-o? N-am făcut-o. Acum, da. Da? Acasă n-ai încercat-o deloc? Deci am făcut, m-am arătat la testul 1 și testul 2 și noi suntem acolo la testul 2. Ăsta nu. La, nici nu, te-ai, nu l-ai citit, da? Să nu. Înțeleg, da? Nu. Bun. Hai să vedem mai departe. Altă... Problema. Problema. Fie cercurile C1, C1 de centru O și rază 10, de cercul C1, da, cu rază O1 și de centru O1 și rază O1 și rază 10. 10, nu dai. Cercul și C2. Cercul C2 de rază O2 și nu, O2, centru O2 și 6 C3. Da. Determinați lungimea tangentei comune exterioare. Dacă O1, O2, 16. Mai adăugăm aici pe O1, O2, 16. Tangente exterioare înseamnă că... Cercurile sunt... Tangente exterioare. Da. Hă? Da. Sunt exterioare. Da. Da. Deci ce să zici și să aflăm? Aflați, determinați lungimea tangentei comune exterioare. Așa. Dacă 1, 2, 16. Deci cercurile sunt tangente exterioare. Așa, pentru că 6 și cu 10 fac 16. Ele sunt tangente exterioare. Cum o văd acolo? Lua distanța. 1, 2, nu? Putem să facem așa. Și, dar eu, neavând instrumente, trebuie să desenez mai întâi cercurile. Aici, cercul O1 și cu cercul O2, O1 10, O2 trebuie să le-au mai micuți, numai de 6. Tangente în punctul
A, să zic, cele două cercuri. Atunci O1, O2 și A sunt coliniare. O1A este de 10. A, O2 de 6. Așa, O1 avem trapezi de rătunghiul acolo. Și acum să problema facem... Problema e în mâinile noastre. O putem să facem jos? Ai mai făcut așa. Da. Deci probleme de astea am mai făcut, nu? Sigur. Da? Da. Cât e? Mai este? 9, da? Da, 9 fix. Hai să o primim un pic, să vedem. Da. Nu vine la 11? Nu știu, nu știu asta. Dacă nu vine pe acolo,